A treia hotărâre privind exercitarea cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii a funcției publice de prefect al județului Argeș de către domnul Dragnea Emilian. Având în vedere prevederea articolului 19, aliniatul 1, litera A, articolul 89, aliniatul 2, indice 1 și ale articolului 92, aliniatul 1, indice 1, din legea numărul 188 din 1999 privind statutul funcționarilor publici, republicată cu încălcările și completările ulterioare, și în temeiul articolului 108 din Constituția României republicată, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articol unic. Domnul Dragnea Emilian exercită cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, funcția publică de prefect al județului Argeș. Și libertățile fundamentale ale omului să aplică în mod corect și fără părtinire legile țării, să îndeplinesc conștiincios îndatoririle ce îmi revin în funcția publică în care am fost numit, să păstrez secretul profesional și să respect normele de conduită profesională și civică. Așa, să-mi ajute Dumnezeu.